Amenziile de circulație cresc cu 31% de la 1 ianuarie. Salariul minim brut pe economie crește cu 31% de la 1 ianuarie 2018, de la 1450 de lei la 1900 de lei. Însă vestea proastă pentru șoferi este că de la aceeași dată crește și cuantumul amenziilor de circulație, tot cu 31%. Un punct amende reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie, deci o creștere a acestui indicator aduce cu sine o creștere a amenzilor. Așadar, valoarea unui punct amendă va ajunge la 190 de lei de la 1 ianuarie 2018. Cele mai mici amenzi ca vorbitul la telefon, faptul că nu ați semnalizat sau nepurtarea centurii de siguranță ajung la 570 de lei și 2-3 puncte amendă. Cele mai mari amenzi aplicate persoanelor fizice ajung la 20 de puncte amendă, adică 2.900 de lei. Aici intră, spre exemplu, cei care conduc o mașină al cărei ITP a expirat, cei care intră pe drumurile modernizate cu noroi pe roți, cei care transportă copii mai mici de 12 ani pe locurile din față sau cei care conduc o mașină care nu are montate una dintre cele două plăcuțe de înmatriculare.